Anca! Și afară plouă, și tună, și fulgeră. Vine iarna! Astăzi doresc să vă arăt câteva lucruri din camera mea și în același timp vreau să vă dau și vouă noul și ultimul în același timp challenge de la Fanta pentru Fantastic Office. Să arătați lucruri interesante din camera voastră și care au o poveste în spate. Și da, clipul de astăzi este filmat din două locuri diferite, pentru că poate știți, poate nu știți, acum sunt în Suceava și acum sunt în Cluj. Și în ambele locuri am câteva lucruri interesante. Editing skills, pot să vedeți în două locuri în același timp. Acest clip o să fie unul de ăsta, de cunoaștere. Azi vreau să mă apropii cumva de voi și să vă arăt câteva lucruri personale și să vă zic povestea acelor lucruri, toate însemnând foarte mult pentru mine. Hai să vedem și ce poveste au ele în spate, pentru că după vreau ca voi să-mi arătați câteva lucruri din camera voastră și o să vă dau detaliile cum să faceți asta la sfârșitul clipului. Panoul ăsta este super plin de lucruri și nu o să le scot pe toate dintre ele. Cercei ăștia pe care îi port foarte des și pe care i-am primit la un Secret Santa în clasa 10 sau 11 la liceu de la o fostă colegă de clasă, dar pe care am început să-i port foarte, foarte des vara asta. O minunată cheie de la o minunată pensiune din Arad, de când am participat în urmă cu jumătate de an la un eveniment cu youtuber și din păcate am pus-o în valiză și mi-a dat seama de asta abia când am ajuns acasă. Am un plic cu poze de la fotobooturi și de la diferite evenimente în care am fost. Majoritatea de vara asta, dar am și câteva de anul trecut. Toate, de fapt, tind să cred că sunt toate, pentru că sigur mai am și câteva pierdute. Biletele mele de tren din 2016 sau chiar din 2015, cred că sunele și până acum. Îmi place să călătoresc cu răstrenurile. Și câteva din badge-urile și ecusoanele din proiectele în care am participat de-a lungul timpului. Mai multe badge-uri din proiecte și evenimente la care am participat. Pe ăsta scrie Anca, da? Știi, toată lumea mă cheamă pe mine Anca. Două pompoane pe care le-am furat din decorațiunile de la primul major la care am fost în viața mea. Eram în clasa 10 și erau făcute, mi se pare, chiar de sărbătorită. Că sărbătorită era foarte artsy și foarte înclinată spre toate chestiile astea DIY. Uite, ea se descurcă la DIY-uri. Știți că îmi plac pompoanele, dar îmi plac și florile astea tip pompon. Și așa mi-am luat o coroniță de prințesa Zâna, regina primăverii, pentru că e foarte fancy. O cană cu meseria mea pe care n-am primit-o de la YouTube, ci am primit-o într-un Secret Santa organizat de un grup de Facebook și am zis hai să mă bag și eu și am primit-o de la o tipă care nu mă cunoștea și pe care nu o cunoștea, dar mă super bucur că după puțin stalking m-a super nimerit. Și știi ce mai bine decât să ai mai mult de 100.000 de abonați? Să ai un buton cu 100.000 de abonați de pe YouTube în care scrie numele canalului tău. Nu cred că are nevoie de descriere. Plantuța asta am primit-o de la o broscuță când am dat de știre pe Insta la broscuței din Suceava. Bă, hai să ne vedem! Și o broscuță mi-a adus o plantuță aici. I s-a rupt rădăcina la un moment dat, dar am replantat-o și acum este ok și mulțumesc mult pentru această plantuță. Un borcan aproape prin cu bomboane de la un prieten, vlogger, salut Spooky, care a venit în Cluj și a filmat o colaborare și mi-a dat asta atunci. Mi s-a părut super, super cute. Mi-a provocat din ele că am fost la Suceava în vacanță. Dar se rezolvă că m-am întors în Cluj, aici stau. Un sticker cu Hannah Montana pe care nu-l pot scoate de aici, dar care este prins pe acest dulap. Cred că de când eram prin clasa a treia, de când am dulapul și am dulapul de foarte mult timp. Apropo de Hannah Montana de pe perete, mare fan, mare fan, e confortabilă, să știți! Geamantanul roz care mă însoțește oriunde și care acum are haine în el. Pentru că, spoiler alert, mâine plec la Cluj și spoiler alert, acum sunt în Cluj! Două din cele trei modele de doze de Fanta de pe piață care au numele meu pe ele, pe trei încă n-am găsit-o, dar încă o caut. Dar nu-i bai că am găsit-o la Cluj câteva zile mai târziu, deci toată lumea e fericită, modelul totul e super. Laptopul meu, care chiar acum încarcă un clip nou pe YouTube. Niște prelocuri pe care le port la cheie. Pe asta o am de super mult timp și mi-e ce tare se vede. Și mi-e super, super drag ăsta, pentru că l-am primit la un fan meeting la București, la o brăscuță. Și de când l-am primit, l-am pus direct la cheie și mi se pare că mă super reprezintă. Mai am tot la cheie o brăscuță pe care o am de puțin timp, dar tot mă reprezintă că eu sunt brăscuță. Și o am
la un tip foarte mișto. Colecția mea de ciocăre. Nici despre asta n-am nimic de zis. Am un ăsta, am uitat cum îi zice, pe care pot să fac gimnastică, sport, că mi l-am luat într-o perioadă în sesiune, că în sesiune toți oamenii se ocupă să facă lucruri constructive, cum am apucat și eu. M-am apucat atunci să fac sport. A durat fix cât a durat sesiunea, după aia s-a terminat. Bine, și l-am mai folosit și când am mers cu cortul, că e călduros să-l ții de desubt. O borsetă holografică, pentru că am o pasiune foarte mare pentru lucrurile holografice. Și astea au fost câteva lucruri din camera mea. Și acum este rândul vostru să-mi arătați câteva lucruri faine din camera voastră și să încărcați pe www.fantasticoffice.ro cele mai interesante lucruri sau lucrurile care vă definește cel mai bine pe care le aveți la voi în cameră până pe data afișată pe ecran, pentru șansa de a intra în Fantastic Office alături de mine, de Shelly și de Tequila. Uitați aici câteva imagini de la Fantastic Office de luna asta. Influencerii noștri să ridice mâinile, Anca, să ridice camerele, Naer, Tequila, Shelly. E bine, toată lumea e aici, suntem pregătiți. Eu sunt gazda dumneavoastră în această dimineață. Bine v-am găsit, Sebastian este numele meu. Mati, să ne încurcăm camerele de ele. Da, mă, că toți avem camerele la fel. Ceea ce Eli... O să-ți dau un host? Nu. Nu, nu ai voie. Ai ceva interesant, nu știu. Azi în Fantastic Office este un vibe foarte de Halloween. Și eu acum se presupune că sunt un dovleac sau un constructor. Nu știu exact. Mie era o vrăjitoare, dar nu mai este. Nu mai, da. Uitați acolo pălăria. Aruncat cu cartea în mine! Clickbait! Nu se poate așa ceva! Bă, mie mi-a ghicit cartea, deci eu am rămas aici în mască când mi-a arătat, mi-a făcut un truc. Mi-a dat și o carte cu autograf, o să o păstrez, o să pun pe panoul meu cu lucruri. Atenție, vedeți că asta o să fie ultima intrare în Fantastic Office și ultima voastră șansă. Deci dacă vreți, dacă vreți, acum este șansa și momentul ca voi să vă arătați creativitate. Eu cred în voi. Eu cred în voi și aștept să văd înscrierile voastre. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-i dați un like și să-mi lăsați un comentariu cu ce idei de clipuri mai aveți pentru mine. Și dacă doriți să vedeți mai multe, vă invit să vă abonați canalului meu. Eu am fost Anca, vă mulțumesc că m-ați urmărit și până data viitoare, adios! Pa!